Dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi și frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, o campanie online. Este vorba despre redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi alături de noi este Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Și în cadrul acestei campanii pe care o dedicăm bărbatului, iată, abia am terminat o campanie pe care am dedicat-o femeii, am celebrat femeia. De data aceasta a venit rândul bărbatului să vorbim despre ceea ce înseamnă bărbatul, ceea ce înseamnă un bărbat vulnerabil și faptul că un bărbat puternic este de asemenea și un bărbat vulnerabil și nu este teamă să-și arate cumva vulnerabilitatea, chiar dacă vulnerabilitatea în termeni comuni cumva este asociată cu slăbiciunea, dar cum vorbeam împreună cu Claudia și în alte intervenții, în alte emisiuni, în alte interviuri, și bărbații plâng câteodată, ca să parafrazez un cântec actual, și bineînțeles și ei au emoții, așa cum au și femeile. Și ar fi bine ca aceste emoții ale bărbatului să nu fie reprimate doar pe ideea că bărbatul trebuie să fie dur, să fie stâncă și să nu își arate, să nu își exprime emoțiile. Așadar, o campanie frumoasă, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Și venim înaintea noastră cu o recomandare de carte. Este vorba despre Corpul își amintește, de data aceasta volumul 2 din cartea Corpul își amintește de Babette Rothschild, Revoluționarea tratamentului traumei, o carte publicată ca și prima, de altfel și primul volum, o carte publicată în colecția Psihoterapia și carte care face parte din această frumoasă campanie Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Corpul își amintește, volumul 2, Revoluționarea tratamentului traumei, vine cumva în completarea primului volum al autoarei, publicat tot în colecția Psihoterapia la editura Herald, fără a fi însă necesar să fie citite împreună sau într-o anumită ordine, deci având un soi de interdependență cele două titluri, cele două cărți. Cu toate acestea, cele două volume ale autoarei reprezintă un adevărat, am putea spune, ABC, abecedar al terapeutului, indiferent de metodele de tratament în care este acesta specializat, că vorbim despre EDMR, experimentare somatică, TCC, centrat pe traumă. Aceasta pentru că autoarea Babette Rothschild s-a străduit să construiască întâi o funcție stabilă pe care orice terapeut să-și poată susține practica în siguranță, eficient și cu onestitate față de sine și față de pacient, bineînțeles. Iar autoarea explică pas cu pas intervenția în traumă, ilustrându-și abordarea cu foarte multe exemple clinice din cabinet, oferind multe instrumente ușor de aplicat, atât în cabinet, cât de asemenea și multe, le-am putea spune, sfaturi, ponturi care să facă munca terapeutului și a clientului mai eficientă și mai structurată. Cartea abordează teme precum stabilizarea pacientului în prima fază a tratamentului, stabilirea obiectivului terapiei, descoperirea resurselor, soluționarea amintirilor traumatice în siguranță, un lucru foarte important pentru a nu cădea cumva în capcana retraumatizării unui episod traumatic din, să spunem, copilăria pacientului, apăsarea pedalei de frână, problema burnout-ului și a traumatizării indirecte a terapeutului, oboseala cauzată de o empatie excesivă. Așadar, o carte frumoasă, o campanie frumoasă. Claudia Jimeno, începem discuția noastră cumva cu definirea sau, am putea spune, redefinirea principiului masculin, al masculinității, și foarte mult îmi place acest subtitlu foarte sugestiv al acestei campanii, Bărbatul între vulnerabilitate și autenticitate. Bună, Sorin, și mulțumesc. Sunt bucuroasă să fiu alături de tine și de toate persoanele care ne ascultă acum. Și este o temă care mie mi-este dragă,
pentru că eu am crescut cu multe dificultăți cu tata și atunci provocarea vieții mele a fost integrarea energiei masculine și împreună cu toți prietenii cunoscuți, bărbații, să văd cum mi se oglindesc tot felul de lucruri legate de masculinitate. Că la început ziceai că redefinirea bărbatului. Și atunci, din toate observațiile mele, din toate studiile pe care le-am făcut, experiența în grupurile de dezvoltare personală pe care le-am condus și în ședințele individuale, am observat că atât femei cât și bărbații au dificultăți. Toți venim dintr-o familie în care, mai mult sau mai puțin, în funcție de experiența, am acumulat niște situații care au rămas neîncheiate pentru noi, au rămas cu răni sau avem niște dureri în interior pe care n-am știut noi să le gestionăm sau le-am gestionat la vremea respectivă într-un mod în care vedem acum că nu a soluționat problema, doar a amânat-o până mai târziu. Și felul în care a evoluționat societate, felul în care trăim în România, felul în care se trăiesc în alte țări, de multe ori, produc anumite blocaje în dezvoltarea noastră și noi închistăm anumite emoții și niște, să zicem, se cristalizează anumite credințe în interiorul nostru și în loc să ne ajute să ne dezvoltăm și totul să fie fluid și armonios în interiorul nostru, mai degrabă ne blochează și ne rigidizează. Și atunci credințele acestea se polarizează, cum se întâmplă pe partea asta de energia feminină și energia masculină. Da? Deci avem două energii care sunt complementare, trăim într-un univers dual în care ziua completează noaptea și noaptea completează ziua. Întunericul din noi, adică ceea ce avem înăuntru nostru, în partea noastră subconștientă, în partea noastră inconștientă, când intrăm acolo găsim resursele noastre, soluțiile noastre și găsim și tot felul de lucruri care le-am băgat acolo pentru că nu vrem să le vedem. Dar în același timp, ele ne aduc o lumină, ne zic unde să putem schimba sau ce anume să schimbăm în interiorul nostru, în viața noastră, în relațiile noastre, ca să putem să fim mai bine. Armonia noastră întotdeauna vă duce mai multă armonie în jurul nostru. Chiar dacă la început se destabilizează sistemul. Trăim într-o dinamică, când eu mă mișc un pic în dinamica aia, toată dinamica se schimbă. Și se va trece printr-o perioadă de reechilibrare până când vom găsi o nouă dinamică. Deci, faptul că eu aduc o armonie în interiorul meu va schimba această dinamică interioară și relațională către o nouă dinamică care poate să fie mult mai armonioasă pentru persoanele care sunt înăuntrul ei. Și atunci avem multe credințe și multe programe sociale care spun cum trebuie să fie un bărbat, cum trebuie să fie o femeie. Și de secole s-a spus că bărbații trebuie să fie puternici, trebuie să fie luptători, nu trebuie să-și arate emoțiile, trebuie să fie duri, trebuie să fie într-un fel. Societatea la vremea respectivă, să zicem, în perioada războiilor și așa, cerea un astfel de bărbat. Dar, în același timp, toate zonele emoționale, toate traumele pe care se trăiau când se luptau sau când trebuiau să se moară între ei sau etc., au rămas bagați în interior pentru că ei social nu aveau voie să le scoată decât agresiv. Și atunci toate acele lucruri s-au cumulat în subconștientul colectiv. Și acum se manifestă prin o anume agresivitate față de alții sau față de noi. Deci o depresie profundă, dependențele, de multe ori somatizări în corp, care încep să apară tocmai pentru că s-a pierdut acea fluiditate, acea armonie între părțile noastre, pentru că renegăm unele și acceptăm altele. Și încă copii mici, băieți, băieților li se spune,
nu plânge, trebuie să fii puternic, bărbații nu fac așa, femeile fac așa, adică suntem, ne-am polarizat foarte mult în anumite comportamente, în anumite roluri și atunci societatea evoluează către o armonie, către un echilibru și atunci și bărbații au nevoie de a exprima o emoție, a spune ce vor, să se poată asculta la fel ca și femeile și atunci și femeile au nevoie de aceste lucruri, ca să putem relaționa armonios. Pentru că în univers toate lucrurile care sunt polarități sunt complementare. Dormim, cumulăm energie ca să putem acționa a doua zi. Deci sunt complementare, nu sunt opuse. Nu putem exclude odihna, nici acțiunea, pentru că sunt complementare. Și la fel, energia noastră feminină și energia noastră masculină sunt complementare. Deci, energia feminină, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, ne ajută să intrăm în noi, să ne ascultăm, să simțim, să ținem cont de ceilalți, dorința de a proteja, dorința de a comunica și de a te asculta în primul rând. Și energia, asta va ține mai mult de energia feminină și energia masculină ține de direcție, de manifestare, atingerea unui obiectiv și acolo avem perseverența, disciplina, ordinea, structura care ne ajută să atingem un obiectiv. Deci, cu femininul creăm o idee, vedem în ce direcție vom merge, către ce. Masculinul zice, asta e, așa o să facem, acestea sunt pașii de făcut și ne concentrăm pe chestia asta. Deci, din armonia celor doi, găsim acest echilibru prin care noi putem să ne bucurăm de acel drum și să atingem un obiectiv. Dar, când suntem polarizați, nu putem. Dacă suntem foarte în energia feminină și negăm energia masculină, va fi ca un haos, pentru că nu avem acea direcție, nu avem acea perseverență, nu avem acea disciplină care vine din energia masculină ca să atingem acele lucruri. Și dacă suntem polarizați în energia masculină și negăm tot ce ține de feminin, vom fi foarte centrați pe un obiectiv, nu va conta nimic, vom călca pe cadavre, nu contează nimic decât atingerea unui obiectiv. Da? Deci, energia masculină este mai mult centrată mental, ce avem de făcut, cum se face, cum se merge, cum se înșurubează, cum se manifestă, și energia feminină, care ține mai mult de zona asta a emoțiilor, a intuiției, a sensibilității, a empatiei, care împreună creează ceva. Și polarizarea respinge una dintre ele. Deci, bărbații care sunt foarte polarizați sunt bărbații care își neagă propriile emoții. Negând propriile emoții, ei n-au cum să exprime ce vor în realitate. Și sunt centrați doar pentru un obiectiv. Se poate manifesta, de exemplu, persoanele, bărbați care muncesc foarte mult. Știi, eu trebuie să întrețin familia. Familia mea trebuie să aibă aia, energia masculină. Dar contează mai puțin dacă sunt prezent sau nu în viața copiilor. Pentru că obiectivul este că copiii să aibă. Să poată să se ducă la o facultate, să aibă de mâncare, să se ducă undeva. Dar partea care ține emoțională, de relație, de creație, de a împărtăși împreună cu, care ține de feminin, va fi renegată și atunci va petrece foarte puțin timp cu copiilor și copiilor vor fi privați de acea energie masculină, de care și ei au nevoie. Da? Deci, un băiețel care are un tată absent nu va putea integra acea energie masculină ca să poată să o armonizeze cu energia lui feminină, să poată să trăiască în armonie când va fi adult și atunci fie va copia o posibilitate, să copieze comportamentul tatălui. Bărbații trebuie să facă așa, nu se plin când vați să fac drept și restul nu că nu contează, dar contează mult mai puțin. Va intra în dificultate cu emoțiile lui pentru că nu trebuie să le aibă.
nu vei ști cum să le gestioneze, sau va face contra modelul tatălui și atunci va deveni mai sensibil, nu va munci atât de mult, va renega toată partea de structură, de obiectiv, de ala, pentru că contează restul, pentru că este în contramodel și există multe alte variante între ele două. Da? Deci, faptul că se polarizează creează, de asemenea, anumite, să le zicem, goluri care încearcă să se compenseze. Și atunci, un bărbat care nu și-a asumat propria sa masculinitate va avea dificultăți, de exemplu, în a se angaja într-o relație, în a pune limite, în a urmări anumite obiective. Poate să aibă dificultăți la nivel de încredere, pentru că nu știu ce sunt capabil să fac, până unde pot să duc, dacă într-adevăr pot să mă lupt cu problemele ca să ating un obiectiv, se va atinge și partea asta de valoare, chiar sunt suficient de valoros și cum aceste goluri nu se pot exprima pentru că nu sunt ok în societate, ei le vor compensa cu alte, cu agresivitate, cu dependențe, cu anumite somatizări pe corp, la nivel, de exemplu, de organe interne, de digestie, că mulți bărbații fac burtă, pentru că acolo sunt multe lucruri care încă nu le digeră, care sunt acolo. Adică nu, e ca și cum nu ar putea să digere toată partea emoțională. Ce să fac eu cu toate astea? Ele se adună. Nu zic că este singura cauză, dar este una dintre. Compensează fiind, având mai multe relații sau încercând să cucerească, să aibă un rezultat și atunci fie au mai multe relații în același timp, fie evită să aibă o relație, au dificultăți de comunicare, pentru că există partea asta renegată. În momentul în care un bărbat are acces la propria sa masculinitate, poate să accepte și partea lui feminină, care va armoniza partea lui masculină. Deci, îmi voi atinge un obiectiv, voi fi disciplinat, perseverent, voi rezolva dificultățile în acel drum, dar în același timp voi ține cont de ceilalți, cum ne angrenăm la nivel relațional în echipele noastre de muncă, ca să ținem de proiect, că proiectul să iasă mai bine, va dezvolta abilitățile lui de comunicare tocmai ca să poată să transmită mai clar un mesaj, ca să poată să asculte ce vine de la ceilalți, ca să poată să atingă acel obiectiv fără să forțeze, fără să impună, dar în același timp fiind foarte ferm. Un fel de bunătate și fermitate armonizată. De asemenea, în familie va putea asculta mai mult soția sau va putea asculta mai mult copii, va petrece mai mult timp cu ei și de calitate, dar fără să impună, trebuie să faci așa, fără să fie un autoritarism, ci o autoritate fermă în care ascultă și ghidează copilul. Deci armonizarea dintre celor două energii, atât la femei și la bărbați, este foarte importantă. Deci la bărbat avem energia masculină și este necesar să integreze femininul în energia lui masculină și la femeile este invers. În energia ei feminină e necesar să integreze cea masculină ca să poată să dea o structură, o direcție. Da? Deci energia feminină la bărbat îi dă flexibilitatea. Da? Deci asta legat de redefinirea energiilor. Și vroiam să mai aduc o clarificare care este o opinie personală legată de vulnerabilitate. Pentru că chestia asta cu mi-arat vulnerabilitate, mă las să fiu vulnerabil sau așa, mie mi se pare că se duce într-o direcție care eu o consider că se duce într-o extremă.
Deci, vulnerabilitate este legată de o zonă slabă care poate să fie atacată. Dacă vorbim de un castel, e vulnerabil în X punct pentru că poate să fie atacat. Deci, dacă eu mă simt vulnerabil pentru că simt o emoție, da? Nu este că mi-arat o vulnerabilitate. Pentru că în momentul în care eu sunt capabil să afirm, sunt trist, sunt tristă, îmi convine, nu-mi convine, mă doare asta sau mi s-a reactivat acum durerea mea cu tata, cu mama, cu nu știu ce, sau sunt nervos pentru că nu mă simt suficient de apreciat la muncă sau etică, în momentul acela, tocmai pentru că ne afirmăm și afirmăm o emoție negativă, nu mai suntem vulnerabili. Pentru că, și asta toată lumea știe, ca să spui nu-mi place, mă simt trist sau să plângi în public, îți trebuie mult mai mult curaj decât să înghiți toate astea și noi suntem obișnuiți să înghițim asta. Pentru că noi considerăm, deci există această credință, că emoțiile trebuie ascunse, că emoțiile alea nu sunt bune, că dacă eu spun ceea ce am de spus, o să fiu respins, o să fiu judecat, o să fiu devalorizat, o să fiu umilit, o să fiu... Dar asta e o credință. Și din punctul meu de vedere, n-are nicio legătură cu vulnerabilitatea. Deci, sunt de acord că există foarte multe persoane care au un perfecționist exacerbat. Și pentru ei, a-ți arata o emoție este opusul la fi perfect și că considera că a spune o emoție înseamnă a fi vulnerabil. Dar din punctul meu de vedere, ține de credința asta că emoțiile te fac vulnerabil, când din punctul meu de vedere, emoțiile ne fac puternici. Când eu mi-ascult o emoție, când eu ascult o tristețe, când eu mi-ascult supărarea, când eu mi-ascult singurătate, când eu mi-ascult respingerea sau ce am, și o ascult și o las să iasă și exprimă în intimitatea mea, mă ascult eu pe mine, intru înăuntrul meu, eu știu ce mă deranjează. Am șansele să aflu acel punctul pe ei care eu am nevoie să schimb în interiorul meu că eu să mă simt mai bine cu mine, ca să pot să comunic mai târziu în relațiile mele. Și din punctul meu de vedere, acest proces ține de puterea unei persoane. Ține de capacitatea noastră de a ne gestiona. Ține de capacitatea noastră de a ne iubi pe noi, de a ne trata cu compasiune, de a fi blânzi cu noi, să ne acceptăm ca să putem să ne exprimăm și să ne dăm voie să ne exprimăm. Nu pentru că societatea nu dă voie la exprimarea anumitor emoții, nu înseamnă că sunt vulnerabili. Înseamnă că în societatea respectivă nu este permis sau se judecă acele emoții, dar nu sunt vulnerabilă pentru că în societatea se judecă acea emoție. Eu pot să aleg să o exprim sau să nu exprim și eu să-mi păstrez puterea mea interioară. Deci, acesta e un aspect legat de vulnerabilitate și al doilea aspect legat de vulnerabilitate este pe care l-am observat de multe ori, este pentru că eu îndrăznesc să spun că sunt trist, tristă, supărat, supărată sau că îmi convine sau că nu îmi convine și eu mi-arat această vulnerabilitate, am pretenția că ceilalți trebuie să se schimbe pentru că eu mi-am arătat o vulnerabilitate. Pentru că pentru mine, într-adevăr, a fost un efort, pentru că eu cred asta o zonă slabă și aduce un conflict în relație. Pentru că eu vin pe lângă acest efort pe care l-am făcut, vin cu o pretenție. Că dacă eu mi-arat o vulnerabilitate, celălalt este obligat să mă asculte. Că dacă eu mi-arat o vulnerabilitate, celălalt trebuie să facă nu știu cum. Sau nu, sau îmi cer scuze că intervin, sau nu neapărat că ar trebui să... Poate că unii au această așteptare, aș numi eu, da, de a fi, nu știu, ascultați și înțeleși atunci când au o problemă. Dar cred că mai ține și de
felul în care ne raportăm noi la regulile sociale, la cutumele sociale. Cred că mai degrabă poate am așteptări, zic iarăși o părere personală, de a nu fi judecat. Ideea este că ce ai pomenit tu puțin mai devreme, apropo de perfecționism. Dacă societatea ne vrea perfecți și intangibil cumva, adică de neatins, să nu ne atingă ceva care ne-ar putea face vulnerabili. Noi ne dorim această, nici nu știu cum să o numesc, ne dorim această intangibilitate, această perfecțiune, în așa fel încât noi să nu fim etichetați de ceilalți, să nu fim cumva judecați. Mă gândesc eu, pentru că în momentul în care e un la mijloc, cred că este și un conflict intrapersonal. Eu vreau să-ți arăt ție o anumită față a mea. Tot timpul sunt și observ foarte mult în jurul meu. Se bate foarte multă monedă pe a fi pozitiv, pozitiv în sensul cu energie pozitivă. Să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, să fii tot timpul, nu știu, carismatic, deci să vii în postura asta încât, domne, eu nu am probleme. Tot timpul sunt cu zâmbetul pe buze și nu am probleme. Chiar dacă poate eu în sufletul meu sunt și trist, cum ai spus tu, sunt poate dezamăgit, sunt poate iritat, sunt poate nervos, sunt poate condiționat de anumite lucruri din exterior. Da, pentru că nu trăiesc într-un glob de cristal singur și interacționez cu oamenii și poate că m-a deranjat cineva sau poate că m-a apucat o durere de măsea sau poate că nu mai merge telefonul sau dau exemple așa din viața de zi cu zi. Și cumva să mă las dus de acea emoție, în sensul în care nu o reprim. Știi, de fapt, eu pe interior sunt un vulcan sau eu pe interior nu sunt bine, uite, astăzi nu sunt bine, sau o oră, două, 5 ore, nu sunt bine, nu mă simt bine. Dar eu trebuie să arăt celorlalți că sunt extraordinar și că, da? Și eu ăsta îl numesc, de fapt, un fel de conflict intrapersonal. Exact asta. Deci este conflictul meu intern, pentru că mie, de fapt, și acolo vroiam să ajung, mie este frică să fiu judecat, mi-e frică să fiu respins, mi-e frică să fiu umilit, mi-e frică să mă simt devalorizat, etc. Pentru că dacă eu continui cu trebuie să arăt, să pun mască și să arăt într-un anume fel, eu refuz să mă ascult și să ajung la acea frică. Și pentru că mi este frică, eu mă simt vulnerabil. Mă simt și încep să percep sau să cred că ceilalți mă pot ataca pentru că nu sunt suficient de perfect. Și atunci devin hipersensibil la orice spune cineva, pentru că trebuie să fiu foarte atent dacă au trecut de masca mea sau nu. Vigilent. Și atunci, acolo eu mă simt vulnerabil, pentru că e ca și cum, dacă ei își dau seama cum sunt eu în realitate și nu doar ce vreau să arăt, eu văd o tragedie acolo. Își vor Pentru schimba că... percepția despre mine, imaginea despre mine. Dar nu este că atunci devin vulnerabil, este că eu deja mă simt vulnerabil. Deja am niște credințe despre mine care zic că eu nu sunt ok, că nu sunt suficient de bun, că nu sunt suficient de valoros, că nu merit X sau Y, sau autoinvinovățirii legate de ceea ce fac sau ceilalți, că din cauza mea s-au supărat, că din cauza mea nu știu ce, sau etc. Deci toate acele lucruri deja există în interiorul meu. Și dificultatea este că eu am pus masca. Și ideea este încetul cu încetul să pot să mă accept pe mine, să mă ascult, să gestionez ceea ce e în interiorul meu, să fac curățenie în interiorul meu și să văd ce pot să arăt. Și repet, emoțiile noastre pozitive ne ajută să știm că lucrul acela este bun pentru noi, cele negative ne zic, uite, aici ai ceva de schimbat, ascultă-mă să știi ce ai de schimbat în interiorul tău, în primul rând, și după aceea în relațiile tale. Deci, din punctul meu de vedere, nu este o vulnerabilitate.
Și în momentul în care eu reușesc să scot un pic masca aia și să zic mi-e frică, sunt tristă sau așa, eu în momentul acela nu mai sunt vulnerabilă. Pentru că mă arat. Aici sunt. Și cu asta jucam. Dar când eu folosesc asta cu masca, eu ți-am arătat asta ca tu să. Sigur avem așteptarea, că, cu masca sau fără masca, avem așteptarea că ceilalți să ne asculte. Dar este vorba de cum mă simt. Și recadrarea este, pe care vreau să o aduc, este că atunci când eu mă ascult și exprim o emoție, tot curajul, toată forța interioară pe care eu folosesc să spun acest lucru, doar prin acest fapt s-a terminat cu vulnerabilitatea. Dacă eu reușesc să spun. Pentru că îmi trebuie multă putere interioară să pot, repet, să plâng pe stradă, să mă arăt nervoasă, sau că nu-mi convine, sau că mă deranjează ceva, sau să-i zic șefului meu că mă simt devalorizat cu X comentariu și că îl rog să-mi spună de fapt ce îl deranjează pe el. Știi, să recadrez toate lucrurile astea vin dintr-o forță interioară pentru că eu mă accept cu toate ale mele și nu mai încerc să mă ascund eu pe mine. Și aceasta este o dinamică care apare și la femei, dar apare foarte pregnant la bărbații. Masca aceasta de invulnerabil, perfect, intangibil, cum ziceai tu. Pentru că cam așa ar trebui să fie un războinic și atât. Dar mai avem și alte exemple. Avem regii care au fost și buni și fermi. Există în istoria regii care au fost înțelepți, nu doar războinici. Multe povești în care s-au evitat multe certuri, multe războaie pentru că au știut să gestioneze. Și asta se face tocmai prin integrarea acelei părți feminine din interior, care zice nu distrugem totul așa, ci există alte modalități prin care noi putem să ne atingem un obiectiv și să păstrăm și liniștea și confortul tuturor. Deci nu este singura imaginea pe care o avem în istorie pentru un bărbat, dar este important să știm să ne ascultăm în interior, să știm să digerăm acele situații ca să putem alege ce e bun din situația respectivă și să o păstrăm, adică să nu o luăm ca tare, bloc, ci să o desfacem, să vedem ce are de bun, să-l integrez, că mă ajută să cresc, și ce nu mă ajută acum să pot să le scot din mine. O modalitate este toaleta emoțională, există tot felul de tehnici și metode prin care putem să gestionăm această energie, aceste situații, astfel încât să putem să le digerăm. Cum menționai la început, în carte există tehnica MDR-ul, prin care este o tehnică care te ajută să integrezi traumele prin mișcarii oculare. Da? Deci, mișcarea oculară te ajută să se conecteze în anumit fel informațiile pe care le avem în interior și să putem să o digerăm. Sigur, are multe pași, are mai multe tehnici, MDR-ul, care te ajută să faci asta. Dar asta este obiectivul principal, să digerăm, să integrăm o situație traumatizantă, să nu rămână blocată. Și pe măsură ce integrăm acea situație și lăsăm acele emoții, le conștientizăm și le lăsăm să iasă, creierul nostru preia altfel informație și o integrează astfel încât să putem să depășim într-adevăr acea situație și să putem să ne simțim mai compleți în viața de zi cu zi. Dar în principiu acesta este obiectivul oricărei tehnici de rezolvare a problemelor interne, a conflictelor interioare, a dificultăților relaționare. Să putem să integrăm situația, să ne ascultăm, să ne înțelegem mai bine, ca să putem să o integrăm și să ne simțim mult mai bine în armonie cu noi și cu ceilalți.
Autoarea Babette Rothschild, în volumul 2 din Corpul își amintește, pomenește, așa cum spuneai tu, ca metode, să le spunem, terapeutice, EMDR-ul și TCC, centrat pe traumă, dar și experimentare somatică. Pentru că există o psihosomatică feminină. Vorbind acum despre bărbați, există, bineînțeles, și o psihosomatică masculină. Cum somatizează bărbații anumite, să le spunem, experiențe traumatizante sau anumite răni emoționale, acele, am mai discutat noi, acele butoane, da? Rănile emoționale pe care, în anumite contexte de viață, copilul, partenerul de cuplu, soția, părintele sau, eu știu, un prieten chiar sau oricine altcineva cu care el intră în contact, are o interacțiune, ajunge să apese acele butoane. Cum înțelegem această somatizare la bărbați? Ideea de somatizare este că organele mele, când funcționează și corpul meu, deci psihicul, mintea, emoțiile și corp, funcționează în armonie, organele sunt sănătoși. Când avem niște credințe, cum cele de care vorbeam adinaur, niște emoții negative pe care creează blocaje. Da, dacă eu am o credință limitativă că nu trebuie să plâng, o înghit, că trebuie să arat tot timpul vesel sau bine. Și atunci înghit toate acele lucruri, eu creez niște blocaje energetice în interior. Pentru că bărbații, în general, au nevoie mai puțină de a vorbi pentru a-și rezolva problemele, mai degrabă dinamica lor este să găsească propriile soluții din interior. Atunci, somatizările lor se duc mai mult la nivel de stomac, unde se digeră, pentru că stau acolo să macine. Atunci pot să fie probleme legate de gastrite, de ulcer, de reflux, pentru că acolo stau prea mult. Încerc să găsesc o soluție și e ca și cum am avea tot timpul o indigestie. Sau sunt foarte stresat tot timpul în alerta și atunci tensiunea aceea se duce la nivel de agresivitate. Dar dacă este reprimată, poate să creeze tot felul de durere musculare. Poate să fie că în anumite situații se simt neputincios și nu știu să găsească soluții și așa, și atunci uneori aceste dificultăți se duc la pancreas pentru că e o neliniște foarte mare, pentru că nu-mi ies lucrurile cum trebuie, sau se duc pe neputință la tot ce ține de urogenital. Și atunci avem pietre la rinichi sau probleme la rinichi și avem probleme cu prostata, avem probleme de erecție, pentru că nu mă simt suficient de bărbat. Nu pot să rezolv, adică nu ating obiectivul meu sau nu merg pe direcție sau mă simt că emoțiile mă dezechilibrează și nu pot să ajung și atunci de multe ori se traduc că nu sunt suficient de nu sunt suficient de bărbat. Și cum, să zicem, între ghilimele, simbolul bărbăției este zona genitală, somatizările se vor duce acolo. Având de cumva ce? Ca bază, cauză, fond, de cele mai multe ori și un soi de castrare emoțională venită din partea partenerei, apropo de critică, care poate duce la astfel de probleme pe care tu le-ai menționat mai devreme. Dar nu uita că într-o relație întotdeauna sunt doi. Deci, dacă cineva mă critică și eu mă las criticat, e contribuția mea. Pentru că eu nu pun o limită. Nu mă afirm. Nu spun ceea ce am de spus. Și atunci mă învârt în acel cerc care se poate duce într-o somatizare în zona genitală. Da, pentru că mă simt vinovat că, nu știu, că
fac să sufăr sau că supăr sau că enervez pe alții, că din fricile de care spuneam mai devreme, poate să fie o fidelitate cu tata, mama, bunice, străbunici, dacă vine pe genetica, pe arborele genealogic. Dar toate sunt legate de aceste credințe pe care le avem, pentru că multe dintre credințe pe care le avem noi vin și din credințele de la bunici, străbunici, părinții și așa mai departe. Și la fel cum credințele noastre le vom transmite către generațiile următoare, către copiii noștri, către nepoții noștri, etc. Deci este important să ne ascultăm ca să putem să ieșim de acel circuit. Este adevărat că societatea tinde să fie mai masculină decât feminină. Acum există o mișcare de ceva ani în care femininul este mai acceptat și au început să se echilibreze, dar încă tendința este mult, mult către masculin. Deci sunt femei care sunt foarte masculine, bărbații care sunt foarte masculine și vor exista aceste ciocniri. Dar tocmai de aceea este foarte important pentru un bărbat să poată să acceseze și să manifeste energia lui masculină, dar în armonia cu energia lui feminină. Deci de cele mai multe ori, ca să pot să manifest într-un mod echilibrat energia mea masculină fiind bărbat, am nevoie de intuiția, de creativitate, de felul de soluționare a energiei mele feminine care îmi va da alte soluții ca să pot să-mi ating obiectivele. Deci energia masculină merge pe direcție, pe obiectiv. Când eu nu reușesc, atunci încep să înghiți și să somatizez. Dar cheia este ascultare. Ce nu-mi convine, ce nu pot să spun, ce mă face să renunț la părerea mea, ce mă face să fiu într-o situație neplăcută foarte mult timp, care parte din mine reneg, de rămân. Jack Salomé are autosabotorii lui, are unul care se numește rămân cu nasul în tubul de șefament al mașinii. De ce sunt intoxicat? Pentru că cu nasul acolo. Ce mă face, ce din mine mă face să stau cu nasul acolo, să iau toxine și toxine și toxine? Ce mă împiedică să scot nasul de acolo și să respir oxigen? Da? Deci sunt toate lucrurile acestea care necesităm să le ascultăm și care vin odată cu emoțiile noastre negative și cu emoțiile noastre pozitive. Pe anumite paliere o să ne simțim ok, o să fie bine. Pentru că acea credință, acea decizie, acel comportament ne ajută. E în armonia cu ceea ce simtem, e coerent cu ceea ce simtem în momentul respectiv. Și alte comportamente, alte emoții care ne vor spune că nu suntem în coerență minte-suflet. Am un conflict în interior pe care îl proiectez și îl generez în afara mea, în relațiile mele. Și cu asta vreau să închei. Orice conflict, orice dificultate pe care o întâmpinam în afara noastră, este reflexia, este proiectarea oglinda unui conflict intern. Adică, eu în interiorul meu mă lupt, lupta asta se va duce în afară și o voi vedea în afară și atunci am conflicte cu colegii în familie sau job sau șef sau prieteni sau vecinii, etc. Când rezolv acest conflict intern în interiorul meu, de cele mai multe ori ce ține de această, pentru că nu-l mai proiectez ca și conflict, vor înceta conflictele în exterior. Pentru că eu am găsit pace. Poate situația nu se va schimba, dar eu voi reacționa altfel față de situația și atunci conflictul nu se va mai genera. Dar pentru asta folosim energia noastră masculină, curajul, intrăm în interiorul nostru, ne ascultăm și găsim propriile noastre soluții, astfel încât să fim mai coerenți cu noi. După ce în interiorul nostru, în intimitatea noastră, am ascultat acele emoții, că am făcut toaletă emoțională sau am folosit alte tehnici,
Mi-am găsit propria soluție, după care exprim asta în relațiile mele ca să văd ce soluții pot să găsesc și la nivel concret relațional. Da? Dar în principal este în interior. Dacă vrei lupta sau războiul de câștigat în interior, este aici, înăuntrul nostru. Și acesta este un lucru foarte important pentru pații. Și asta am văzut la mulți dintre clienții mei, când au reușit să se asculte, au învățat să se gestioneze, multe dintre conflictele în relațiile lor au încetat. Tocmai pentru că au găsit acea modalitate prin care ei să facă pace cu ei și cu credințele lor. Să nu mai creadă că a fi într-un fel e bine sau rău, sau a fi altfel este bine sau rău, și să poată să se înțeleagă, să se accepte, să se asculte, să scoată ce nu este bun pentru noi, pentru ei, în intimitatea lor, astfel încât să poată pune în relațiile lor niște semințe utile în funcție de ceea ce vor ei să creeze în echipele lor, în cuplul lor, în familia lor, etc. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Am vorbit pe marginea cărții Corpul își amintește, revoluționarea tratamentului traumei, Corpul își amintește, volumul 2, carte scrisă de Babette Rothschild și publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei dedicată bărbatului, dedicată energiei masculine, arhetipurilor masculine, dedicată, iată cum am vorbit și astăzi, despre somatizările masculine, despre traumă. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim din suflet Claudia Himeno. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!